Bun găsit, domnilor și domnilor, sunt Nicu Cârlig și vreau să fac o prefață unui mare artist român pe numele său Adrian Daminescu. În după-amiaza zilei de 2 octombrie 1956 la Timișoara se naște al doilea copil al cuplului Constantin și Asnif Elisabeta Daminescu, din doi titani ai scenei de operă, tatăl Constantin Daminescu, cunoscut compozitor și dirijor, și mama Asnif Elisabeta Daminescu, îndrăgită soprană a scenei lirice din acea perioadă. Produsul nu putea fi decât unul tot muzical. Avea doar 6 ani în timpul spectacolului Văduva Veselă, când nici nu începuse bine actul 2, micuțul Adrian se desprinde de mătușa lui, Medi, cu care stătea în primul rând și se îndreaptă către scările laterale din stânga scenei, unde începe cu ochii închiși să dirigeze concomitent cu tatăl său. Din mână în mână, tatăl îi trimite un vârf de baghetă pe care el o primește generos, mulțumind frumos, aplecându-se ușor cu bagheta la inimă și continuând să dirigeze. Privirile soliștilor și membrilor orchestrei se îndreaptă asupra lui. Ca prin minune, copilul preia conducerea muzicală, dirijând din memorie partitura dificilă, dând intrările soliștilor, corului și orchestrei cu mare precizie. Publicul era atât de atent la el, tatăl își diminuează mișcările, evidențiindu-l pe puștiul blond cu breton, încruntat și cu o mână gravă, care încheia actul identic cu tatăl său. După câteva momente de liniște, urma o explozie de aplauze, ce au durat aproape toată pauza. Tatăl își rezeamă cotul de marginea fosei, contemplă cu un zâmbet modest și parcă obosit, însă tare mândru de progenitura sa. Publicul e în picioare. Cortina nu a mai căzut după acel act, iar soliștii, corul și orchestra sunt cu ochii în lacrimi și aplaudă. Micuțul Adrian, cu bagheta la inimă, se apleacă și mulțumește publicului în extaz. A doua zi, tatăl a fost chemat la director. Pe o perioadă nelimitată, copilul nu mai avea voie să intre în teatru. Tatăl lui Adrian, cu voce tremurândă, își anunță copilul în legătură cu restricția respectivă. Era prea mic ca să înțeleagă, iar nedumerirea lui era exprimată într-o singură propoziție. Tati, nu am fost cu minte? Plecând dintr-o familie de muzicieni, Adrian Daminescu nu putea alege alt drum decât cel muzical. În 1970 se înscrie la Liceul de Muzică din Timișoara la sugestia tatălui. 2 ani mai târziu debutează în grupul Promuzica. În 1974 pleacă din Promuzica și înființează alături de Octavian Peagu un grup de folk progresiv, Helicoidal. Un an mai târziu, în vara lui 1975, la festivalul Primăvara Baladelor, grupul său câștigă voturile publicului și ale jurului, condus de Adrian Păunescu și premiul de popularitate. În conservator pune bazele grupului Bazorelief împreună cu Adrian și Mircea Roncescu, iar în 1980 înființează grupul rock Blitz. În 1983 grupul se destramă și Adrian devine solistul trupei Columna până în 1990. Compune muzică de film din a doua jumătate a anilor 90. În anul 2005 este un an de cotitură în viața artistului. Apare Dana, care i-a devenit soție. De ce este faimos Adrian Daminescu? În primul rând, datorită talentului și vocii sale inconfundabile. La festivalul Primăvara Baladelor, festival pe care l-a și câștigat, un compozitor al vremii se întreabă cum este anatomic posibil ca o persoană să scoată sunetele acelea. A compus o mulțime de piese folk, de muzică ușoară, rock și a jucat chiar și teatru. Face parte din valorile românești, umbrite, din păcate, de pseudo-artiștii care apar frecvent la televizor. De ce ne place Adrian Daminescu? Adrian Daminescu este un compozitor și un cântăreț român de mare valoare. În vremurile tulburi din decembrie 89 a participat la Revoluție, însă nu a vrut să profite de acest lucru. A plecat în Anglia, unde și-a spus punctul de vedere cu privire la evenimentele din țară. Mânat de un patriotism puternic, a compus piese dedicate țării sale și și-a exprimat dezaprobarea față de drumul pe care a luat-o conducerea din acea vreme. A cântat în duet cu alte nume sonore ale muzicii ușoare românești, numele său așezându-se lângă alte personalități românești. Doamnelor și domnilor, colega mea Angela Bojodi de la Radio Suflet Drag Alba,
l-are invitat prin telefon pe marele Adrian Daminescu. Să-l ascultăm. Deși nu mai are nevoie de nicio prezentare, interpretul de muzică ușoară, compozitorul, omul, Adrian Daminescu, este prezent în această seară, aici, alături de mine, în studioul Radio Suflet Drag. Bună seara, maestre, și bine ați venit alături de mine și ascultătorii mei în emisiunea Suflet Drag Ești Tu. Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. Domnule Adrian Daminescu, vă spun sincer, am fost profund impresionată când am citit biografia dumneavoastră despre intervenția copilului de 6 ani în timpul spectacolului Văduva Veselă. După relatările presei din acea vreme, intervenția dumneavoastră a lăsat publicul fără cuvinte, extrem de extaziat, cu ochii în lacrimi și aplauzând minute în șir. Întrebarea mea este, domnule Daminescu, de ce nu ați ales cariera de dirijor călcând pe urmele tatălui dumneavoastră? Da. A fi dirijor nu înseamnă numai să dai mâini. A fi dirijor înseamnă să fii cunoscător al muzicii integrale. Deci, integral, al muzicii integral. Al muzicii integral. Cunoscând orchestrație, cunoscând instrumentația respectivă, muzică, nu mai spun, a fi dirijor cu adevărat este un lucru extrem de complicat, un lucru extrem de greu. Nu că nu aș fi putut să fac chestia asta, mi-a plăcut, oricând o pot face, dar ideea este următoarea, că nu știu dacă sunt atât de bine pregătiți pe cum era tatăl meu în muzică. Eu am fost cântăreț, bineînțeles că știu muzică, știu istoria muzicii, știu armonie, știu contrapunct, știu mai multe. Am făcut conservatorul la canto, acum pregătitor pentru pedagogie, pentru că vreau să devin un foarte bun pedagog în canto și să vedem până unde ajungem, la ce nivel, eu sper că la nivel universitar. Eu vă spun mult succes! Dar mulțumesc foarte mult! Ideea este următoarea, trebuie să ai o stare specială pentru a fi un dirijor foarte bun. Dacă nu era un vrăjitor, toată lumea spunea chestia. Da, știu. Bine, niciodată nu... Nu e prea târziu. Nu știi niciodată de unde sare. Exact. De unde sare ghetorele. Da. Sigur că da. De multe ori m-am trezit, dirijent și... cum să spun... E o plăcere... extraordinară să auzi ce poate să iasă din mâinile tale, ca să spun așa. Da. Ca să spun ca o anecdotă. Tatăl meu pleca în străinătate, pleca în Germania, fiind un foarte bun cunoscător al limbii germane. Pe vremea lui Ceaușescu și la un moment dat acolo am întrebat ce fel de muncitor sunteți dumneavoastră, manual sau intelectual? Și tata a ridicat sprâncenul și a rămas consternat de întrebare, nu știa ce să răspundă. Și a zis, de ce? Cum adică, dar nu ați venit aici să munciți? Da, dar eu nu știu cum să vă spun, sunt dirijor de operă. Toată lumea a râs. Da. Bine, n-am făcut numai opere, tata. El a făcut, a creat Filarmonica Marea Neagră de la Constanța. A creat foarte multe lucruri care... Nu e rău. Filarmonica Marea Neagră a fost peste tot în toată, tot blocul
obținut nu știu câte premii filarmonica Mare Neagră. E, au fost distruse de administrația orașului Constanța sub bagheta domnului Mazăre și a Consiliului de acolo, Consiliului orașului. Da, ce să vă mare spun? Păcat. Ce, și atunci, ce sigur, și atunci te întrebi pentru cine să mai faci atâta lucru când atâta muncă, când se cere atât de puțin. E, atât de puțin eu nu pot să fac, pentru că fiind din garda veche, adică deja bătrân, să spun, în muzică și nu mă mai satisfac porcările și lucrurile facile. Asta este ideea. Dar hai să nu vorbim de mine, acum vorbim de tata. El a creat opera de la Constanța. El a fost primul om care a pus piciorul în noua clădire a operei. El a făcut orchestra, el a adus corul, el a adus soliștii și așa mai departe. Tata nu era o somitate. O somitate mare a orașului Constanța. Nu mă compar cu el nici măcar. Păi știți cum e, fiecare în felul său. Acum dumneavoastră ați excelat în muzică, domnul a excelat ca dirijor. Ca să excelezi ca dirijor trebuie să știi foarte multă muzică. Sunt convinsă, nu e un lucru la îndemâna oricui. Tata meu era un pianist foarte bun, era corepetat cu toți soliștii, toate operele, toate premierele, toate astea erau pregătite de el. E foarte greu să fiu un Constantin Daminescu. Da, mă rog, asta este. Mama mea solistă la operă. Da. Mă rog, ce să vă spun? Eu am trăit în sucul ăsta. O familie mare, de oameni mari. E foarte greu să cobor la nivelul ăsta. Și, știu. Probabil că o să mă întrebați la un moment dat și de ce deja am dispărut de pe scenă. Tot din acest motiv. Nu știu, mi-e foarte greu să regresez muzical ca să plac publicului. Știu. E foarte greu. Știu, dar oricum muzica dumneavoastră este apreciată, să nu credeți că nu e gustată, muzica bună este ascultată tot timpul, de oameni adevărați, de oameni de calitate, bineînțeles. Haideți să vă spun ceva, foarte mulți cred că l-au prins pe Dumnezeu de picior. Este o falsă impresie. Pe Dumnezeu nu poți să-ți prinzi nici după ce mori. Și corect. Și ai nu știu câte realizări în viață, tot nu vezi fața lui Dumnezeu. E, același lucru se întâmplă, am spus, unii dintre ei. La fel se întâmplă și cu muzica. Nu tuturor le e dat să audă muzica. Așa este. Asta este. Și sunt foarte puțini care apreciază muzica adevărată, muzica de valoare. Rest apreciază metal, alte chestii. Știu. Care cred că este muzica. Da, în fine. Mai departe. Domnule Daminescu, maestre, nu mică mi-a fost mirarea când am aflat că din Fragedă Bruncie sunteți contaminat cu un virus. Un virus de care sunt afectați mulți bărbați și nu numai. Virusul pescuitului. Ne puteți spune cât cântărea cel mai mare pește prins de dumneavoastră? Da, păi se spune că mincinosului trebuie să-i legi și mâinile și atunci e pericol. El poate să facă un cerc, să facă un cerc cu degetele și să spună, uite, atâta un ochi avea. Da. Numai că la mine deja sunt foarte cunoscute trofeele. Un trofeu de care încă nu se știe foarte bine este primul meu pește mare, undeva primul meu pește mare din viață, la 26 de ani. Am prins un somn de 93 de kilograme la Dân Delta. Aoleu! Dând după crap, deci nu, asta e altceva. Am dat după crap și probabil că ciortanul care a venit să mănânce mâncarea, omena, a fost înghițit de somnul ăsta. Și, da, realizarea asta a fost că am vrut să-l scot. Și după aceea, cine dorește să intre pe site-ul
intră o să o bălci. Era un craf de, a scrie acolo, de 21, 400 și ceva, dar cântarul a fost un cântar mincinos, de pentru care și-a primit pedeapsa și a fost călcat de mașina patronului bălții. Când a văzut că el minte cu 2 kg. Deci a avut în jur de 23 și 400 de grame. Un craf. Foarte tare. Da. Și cred că este și poza mea acolo, așa că n-am de ce să mint, se vede. Sigur, o să intrăm și o să vedem. Da. Vreau să vă mai cer o favoare, asta dacă nu abuzez prea mult de bunăvoința dumneavoastră. Cum are dragoste? Pentru că mulți dintre ascultători suferă de boala asta, să spunem așa, a pescuitului. Ați putea să le dați un sfat în privința îmbunătățirii tehnicii de capturare a prăzii cele mari? Și pentru că nouă ne plac povestioarele amuzante, aveți dumneavoastră una de care vă aduceți cel mai des aminte? Bine, am să vă spun și una și alta. În primul rând, haideți să dau un sfat, cel mai bun sfat pentru capturarea peștilor mari. Acum toată lumea trebuie să fie atentă la mine. Sistemul catch and release, adică prinde și eliberează. Numai așa poți să ajungi să pescuiești, să prinzi un pește, de mai multe ori dacă îl prinzi pe acela, care va crește. Va crește și va ajunge tot în undița ta. Vei avea întotdeauna satisfacția că prinzi pește și când te duci la pescuit, nu, și n-ai să stai pe malul bălții doar înecându-ți amarul în vodcă sau alte băuturi cu prietenii și punând manele. Pentru că altceva n-ai ce să faci. Deci, ideea este prinde și eliberează. Experiența vine cu timpul. Și atunci, sigur, rezultatele sunt pe măsură. Mai mari, sigur, că și capturile vor fi mai mari și atunci și rezultatele vor fi mai bune datorită experienței și numărul lor. Cea mai amuzantă chestie la pescuit a fost când am plecat cu prietenul meu, textilul și compozitorul Dan de Dumitriu la pescuit. Iar acum nu mai în România, este din 1991, plecat în Canada. Care mi-a spus că el pescuiește de mic copil. Și am spus, cu lansetă ai mai dat? Da, am dat. Și când a aruncat prima dată cu lansetă, eram foarte curios să văd cum dă cu lanseta. Și a aruncat cu lanseta și se uita să vadă unde cade omeara. Și n-am mai crezut. Și bă, asta am pus-o pe malul celălalt. Hai să mai încerc o dată. Și când a început să mulineze, și-a dat seama că firul la un moment dat, din apă, se ridică spre cer și acolo a descoperit unde căzuse plumbul. Nu era pe malul celălalt, era niște fire de antenă. Aici a fost momentul în care am râs, dar n-am mai putut să pescuiesc. Da, da. Amuzant, da. Foarte amuzant. Da. Da, bine, au fost mai multe, dar la seama, acum mi-a spus întrebarea atât de rapid încât chiar nu mi-aduc aminte, dacă mai îmi vine ceva. E super ok, super, super întâmplare. Da. Domnule Daminescu, în încheierea interviului, ce le transmiteți ascultătorilor de Radio Suflet Drag? Suflet Drag, ăsta este cu tăișuri. Că de melodii de suflet, noi muzicienii spunem, doamne, ce frumoase melodii au fost astea al lui Nat King Cole sau al lui Frank Sinatra sau... Fascinație! Hai să spunem că suntem mai rocker și spunem, domnule, Queen-ul sau eu știu ce mari trupe sau... Și altul spune, mulți cât de suflet, ia să ascultăm melodia Papi Malu Salam, aia e melodia mea de suflet. Deci chestia asta cu melodii de suflet la mine plutește în aer. Ideea este următoarea, doamna dragă. Un popor care nu are cultură este foarte ușor de îngenunchiat. Exact ce se întâmplă în România. Da. Cultura... Nu înseamnă neapărat că, dacă ești un om de cultură, să-ți placă să-l auzi pe Stravinsky sau pe, eu știu, muzica clasică sau muzica ușoară clasică sau m-am referit mai devreme la
Frank Sinatra sau la Nat King Cole. Ăștia sunt clasicienii muzicii de gen. Nu. E, depinde de ureche. Cum se naște omul? Pe ce parte se naște? În ce poziție a fost făcut? Sunt foarte multe care duc la chestia asta. Ați înțeles? Da, la formarea urechii. Plus radiouri. Radiourile, televiziunile, toate chestiile astea care distrug interior, distrug esența umană. Îl macină. Așa este, aveți dreptate. Și dacă ați participat la nunțile astea moderne, sau la, nu există nunți fără manea. Ați văzut, nu? Exact, știu. Asta deja este o boală. Ați văzut cât de tare se cântă manelele? Da, într-adevăr, tare de tot. Și ei vorbesc tare. Și eu am ajuns la concluzia că românii sunt surzi. Sunt surzi pentru că dacă nu-i muzica tare, nu poate să vorbească tare. Și dacă vorbesc tare, iarăși este un argument că sunt surzi. Da. Îmi place chestia asta. Da. Da, e bine, eu sunt un dușman înverșunat al manelei. Mă rog, acum am să vă spun ceva. Nu al manelei. Maneaua... Ion Barbu Lăutăru a fost inventatorul manelei. Știați că este asta? Da. Bine, acum maneaua provine și de pe... de ceva oriental, ceva de la... Nu, nicio legătură cu oriental. Nici o legătură. Bine, sigur că eu când cântam melodia asta. Da, domnul Daminescu, ăia erau lăutari autentici, erau... Da, bine, dar era și influența muzicii turcești din acea vreme. Acum, ce muzică ar trebui să influențeze muzica românească? Iarăși turcii. Nu, asta sunt nicio... Iarăși arabii, grecii. Nu, bineînțeles că nu. Bineînțeles că... Ați văzut? Deci eu consider că poporul nostru nu are personalitate ascultând genul ăsta. Cultura. Este novea, nu manea. Maneaua este aia. Deschide groparea morminte, mormântul sau cum se da, din bucata mea de pâine. Asta sunt manele adevărate. Da, cântate de un lăutar cu vioara și cu gura și eu altul cu, eu știu, cu sambalul sau cu un acordeon. Da. Astea sunt manele. Astea ce fac cu oamenii ăștia acum, astea numesc novele, nu manele. Dacă sunt noi. Noi, novele. Așa este, aveți dreptate. N-am ce să spun, aveți dreptate, așa este. Păcat de țară, păcat de cultură, păcat de multe lucruri care... Se duc așa... Încă o dată vă repet, un popor incult este foarte ușor de îngenunchiat. Așa este. Și uitați-vă că suntem toți îngenunchiați. Exact, din păcate. Din păcate așa este. Da. Și încălecați de Europa, crezând că Europa este soarele care va veni și le vom îmbogăți și vom fi oameni extraordinari. Nu e adevărat. Europa... în opinia mea, asta nu înseamnă că trebuie să avem și noi aceeași opinie. Ne consideră pe noi, ne-a luat în Europa, dar ne consideră pe noi ca un fel de China. Corect. Știți? Unde prețurile sunt jos și se țin jos, salariile jos, nu ca la ei. Au 5.000, 8.000, 10.000, 80.000 de euro pe lună, eu știu cât au ei. Nu, la noi maximum 3.000, 2.000, aia mari, da, bineînțeles. La ăștia, băi, cum, adică se mai pune problema salariului președinte să fie de 40 sau de 70.000? Deci este rușinos, normal că o să fure omul. La Afganistan, pe ce să facă? El nu are protocoalele lui acolo, domnul Iohannis. Păi din ce, din salariul ăla să trăiască? Trebuie să fure. Așa este. Și nu numai el, tot ăștia alati. Bineînțeles. Fără salariu bun, hai, dar dacă mai bine că furați, să vă punem pe scaunul electric. Da. Aia e, da. Bun, acum m-am bucurat foarte mult când am auzit că profesorii, cel puțin în cadrele universitare, se vor mări salariile foarte, foarte, nu foarte bine, la 70.000 de ani. Așteptăm să vedem.
asta merită, pentru că sunt oameni care au învățat și nu au frecventat maidane și baruri și alte porcării și au stat acolo și au învățat și, tot timpul se învață în această meserie, tot timpul trebuie să fii la curent cu totul și să te documentezi și să... Tatăl meu înainte de a muri îmi spunea, e un adevărat artist, învață toată viața. Exact, așa este. Da. Și un profesionist în general tot timpul învață, că altfel nu are succes. Nu... Da, trebuie să-i Dumnezeu asta, stigma asta lui Dumnezeu, ca să poți să fie așa cum a fost tatăl meu, nu știu, fenomenal. Mama era drăguță, iubită, artistă, era foarte jovială, era foarte, foarte socială, așa, o cântăreață extraordinară, păi cum a cântat ea Tosca în 55 de, a luat un premiu la Scala pentru cea mai bună Tosca europeană. Da. În fine, cânta extraordinar, dar nu cunoștea atâta muzică cât știa tatăl meu. Tatăl meu a fost bestial. Nu vă pot spune câtă muzică știa. Vă cred. Ok, doamnelor și domnilor, ați ascultat în premieră și exclusivitate aici la Radio Suflet Drag interviul acordat de maestrul Adrian Daminescu. Mulțumesc încă o dată. Un nebun. Hai să vorbească, ce? Hai să ne vedem noi de manelele noastre. Vai, mi-ați făcut-o, maestre, mi-ați făcut-o. Ce să mai zic, asta va fi spre deliciul ascultătorilor. Mi-a făcut și mie plăcere să vă dau acest. Plăcerea și onoarea este de partea mea, cu siguranță. Ceea ce vreau să vă spun, că la Alba Iulia am avut un spectacol în primăvara anului trecut, sau nu știu când a fost, în toamnă sau în iunie. A fost o ploaie fenomenală acolo la palat. Și când am ieșit în scenă, n-am mai văzut oameni, am văzut numai umbrele. Da. Erau 15.000-20.000 de umbrele în fața mea și le-am spus așa, zic, mâine dacă o să mă întreb de cineva la București, băi, am avut spectacol Alba Iulia, au fost spectatori în sală și eu zic, băi, eu spectator n-am văzut, dar umbrele era plin. Niște drăguți care au cântat cu mine melodia România, au cântat, i-a mai vrut să le cânt atunci, am mai vrut, dar nu se mai putea pentru că trecea garda, se schimba garda și era un protocol acolo. Da. Atunci a trebuit să opresc spectacol. Le-am promis că mă întorc, m-am întors și am cântat acolo pentru un grup mai restrâns de oameni. La Gabroș, da. La prietenul nostru. Alin. Da. Așa. Mai... Da. Da, când o să mă cheme Alba Iulia, am să spun, am să fiu, cum se spune, stand up for love. Ardelenii gustă muzica bună. În general, ardelenii o gustă. Acum, așa este. Nu există pădure fără uscături. Să mai discutăm. altă mâncare de pește, altă planetă. Exact. Da, nu știu, ca seriozitate și ca, spunea un prieten de-al nostru care stă la Cluj acum de un an de zile, zice, mă, Adriane, aici dacă vine unul și pune manele în mașină și ascultă tare cu geamul deschise, tot se uită urât la el. Bun. Maestre, eu vă mulțumesc încă o dată, vă îmbrățișez cu drag și vă invit să audiați în continuare emisiunea Suflet Drag Ești Tu și ca o surpriză pentru dumneavoastră și pentru ascultători, vom audia muzică cu nimeni altul decât Adrian Daminescu. În ochii tăi m-am rătăcit ca un copil și îngujurat eu m-am lăsat. Într-un molatec și absurd genunchi umil, în ochii tăi, în ochii tăi visam.
tăi am hoinărit ca-n copil, fugar prin lanuri mari de grâu și valuri galbene mă tot purtau docil. În ochii tăi, în ochii tăi visam, doar în ochii tăi, în ochii tăi. Cerul cu strop din iubirea mea, ploaia, puterea de-a mă ruga. Ploaia și cerul sunt azi chiar ochii mei, doar atinge-l acum și vei găsi ce vrei. M-am regăsit ca într-un joc, tot alergând pe un verde câmp. Și se făcea că viața-i plină, plină de noroc. În ochii tăi, în ochii tăi visam, doar în ochii tăi, în ochii tăi. Din iubirea mea, ploaia, puterea de-a mă ruga. Ploaia și cerul sunt azi chiar ochii mei, doar atinge-i acum și vei găsi ce vrei. Adrian Daminescu și ascult Suflet Drag.